Bună ziua, sunt Cristian Hagi, bine v-am regăsit. Discutăm astăzi despre noul prefect al Constanței, oricine ar fi el, nu se știe, despre criza din USL, dar și despre o creștere economică neașteptată în România, 3,5%. Vești foarte bune, să vedem dacă se regăsesc ele și în buzunarul dumneavoastră, dacă vă uitați la noi. Bun. Invitat pentru această discuție, domnul Gheorghe Dragomir, președinte PNL Constanța și deputat. Bună ziua, mulțumesc că sunteți alături de noi. Bună ziua, eu mulțumesc pentru invitație. O zi destul de ocupată pentru dumneavoastră și sunt convins că sunt zile agitate și din punct de vedere politic. Vă întreb așa, la început. Cine va fi noul prefect al Constanței, domnule Dragomir? Destul vedeți că am început greu, așa din destul de abrupt. Greu să vă dau răspunsul astăzi. Dacă m-ați întreba luni, aș spune... Sunt poate două răspunsuri. Da, poate fi Silviu Coșa. Sau, nu, poate fi un membru, sau mă rog, un membru. Un prefect susținut de PSD. Asta în varianta în cazul în care USR nu-și continuă drumul. Sau, mă rog, unul din partide, dacă nu așa, din jurul PSD-ului. Am înțeles, luați serios în calcul această variantă? Da, teoretic putem lua... Deci eu acum răspund din punct de vedere al variantelor, câte pot fi. Dacă mă întrebați ce cred, pot să spun că nu, USR rămâne mai departe, Silviu Coșa va fi prefect, numit probabil după ce viitorul ministru Iohannis va veni la Ministerul de Interne și probabil că va da curs acelor documente care trebuie depuse la guvern în ședința prin care să poată fi transferat, împuternicit pentru o perioadă de maxim 6 luni. Dacă ar trebui să caracterizați printr-un cuvânt, domnule președinte, demisia domnului Bola, cum ați caracteriza-o? Cum ați primit-o? Am primit-o la fața locului, pentru că am fost în prefectură. Ați fost acolo, da, a fost un desant, PNL scrie presa, ați încercat să-l convingeți. Un desant din două persoane, Dragne, eu și Sevim Borceanu, care deja în 10 minute pe... presa... A și fost numit prefect. Deja era numit prefect. Sigur, ne-am amuzat un pic acolo, pentru că doar ce intrasem la domnul Bola, eu sugerându-se nu-și dea demisia. Așa a spus? Da, pentru că nu vedeam motivul. Și dacă ați observat și declarația domnului Dragnea atunci când a avut acel moment de discuție cu... declarații de presă, mă rog, după ce domnul Bola a anunțat că își va da demisia, i-a mulțumit, a explicat că 90% din activitatea prefectului... Da, 90-95%. Destul de bizar pentru 5% să-ți dai demisia în condițiile în care n-a murit niciun om, Doamne ferește, și lucrurile au mers bine în deci, Constanța. Sigur că și acest lucru au remarcat și colegii de Alianța din USR de aici de la Constanța și chiar sugerând același lucru, că nu este bine să-și dea demisia, spunând acest lucru și domnului Dragnea. Era o hotărâre deja luată, trebuia făcut puțin spectacol, și trebuia și prefect de Constanța să-și dea demisia pentru că așa se hotărâs. De ce? Pentru că trebuia să-și dea demisia nu prefect. Și repet, doar că așa s-a hotărât, fără să aibă la bază decât două elemente care poate constitui acele 5% sau 10%, mă rog, cât ne-a transmis domnul viceprim-ministru, referitor la intervenția anevoioasă pe drumul național Constanța-Tulcea pentru cele câteva mașini, turisme, persoane rămase în zăpadă, dar la care nici prefectul și nici celelalte instituții, sau mă rog, celelalte implicați în acea acțiune, nu aveau cum să intervină decât așa cum au făcut-o și a fost foarte bine, pentru că nu s-a întâmplat nicio nenorocire acolo, au reușit să salveze cu eforturi, neputând închide drumul Constanța-Tulcea, pentru că nu a primit aviz, sau mă rog, confirmarea de la compartimentul pe care îl conducea domnul Dragnea. Deci acolo s-a întârziat vreo 2 ore și... corect, nu poți să închizi oricând, oricum, până n-ai o aprobare. E un drum național, totuși. Și cealaltă intervenția la postul nostru național de televiziune, seara târziu, când i s-a solicitat să intre în direct cu purtătorul de cuvânt al guvernului și să dea niște explicații referitor ce s-a întâmplat în acele zile, în acele momente în județul Constanța, dacă și acea intervenție a cauzat, pentru că n-am auzit să fi spus vreo trăznăi acolo. Faptul că a vorbit este persoană publică. Și când se solicită să intervină și mai ales de un reprezentant al guvernului, care n-am auzit fost sancționat de ce a intervenit peste prefect. Și n-a mai fost nimeni sancționat în acea perioadă decât prefectul
I s-a căutat nod în papură, să înțeleg, dar nu, spuneți. Că... Cauz nod în papură cuiva care a călcat pe B, care a făcut o prostie, care nu se înțelege cu celălalt partid de coaliție. Pentru că și la un moment dat, dacă țineți minte, a fost așa o problemă cu domnul Bogdan Huzuga când era prefect de curând, de o lună de zile numit și... pentru că atacați o hotărâre unui primar PSD și că era în campanie electorală și a nemulțumit oarecum partidul de alianță, s-a pus problema schimbări. Până la urmă s-a transformat într-un cartonaș galben, a mai fost și a fost galben, un avertisment, deși și acea intervenție era în sensul bun, în a corecta ceva pe un consens între cele două partide. Adică da. Problemele pentru funcția aceasta de prefect sunt destul de vechi, dar vreau să vă întreb altceva. Păi de ce nu neapărat. Sunt, că și domnul Huțucă, cum spuneați, a avut ceva probleme. Mă rog, la domnul Bola a fost mai pe final. De ce nu l-ați convins să nu-și dea demisie? Este mai greu să convingi un om care, totuși, cu locul de muncă, este într-o funcție publică, unde în ierarhie, acolo sus, e cineva care poate oricând să vină să te șicaneze și să te trimite și acasă, eventual, pentru că nu te-ai comportat așa cum ți-a cerut un superior. Dacă era un prefect care ocupa locul în urma unui concurs și ar fi fost un alt funcționar public, sunt convins că ar fi spus nu, nu am zis să dau demisia. Dar un funcționar public detașat pentru o perioadă și care s-a străduit să acopere problemele de acolo și să fie un bun coleg în toată construcția asta politică, nu cred că avea de ce să riște spunând că nu-și demisia. El ar fi fost adus înapoi pe post în următoarele zile fără nici să clipească. Nu putea să spună. Așa deci să spune și demisia de onoare, așa cum și-a intitulat-o domnul Bola. Probabil că să nu fie târât în astfel de scandal. Da, și considerând că este un gest onorabil acela de a înțelege ceea ce s-a sugerat. Da. Interesantă povestea. Din punct de vedere politic, dumneavoastră... este realitate. Realitate. Din punct de vedere politic, dumneavoastră, PNL-ul, care l-a susținut pe prefect, ați avut de pierdut ca imagine, ca... Ce credeți că spun oamenii? Cred că în asemenea gesturi are de pierdut USL, nu noi PNL, nu ei PSD, nu... Dar e posibil să știți ca oamenii să interpreteze, am auzit și această variantă, PNL a renunțat ușor la un prefect, acum nici nu li se numește noul prefect, PSD-i controlează ce se întâmplă în alianță. O să avem timp să povestim și să spunem lucrurilor așa pe îndelete, o să avem tot timpul să spunem care este adevărul adevărat. Păi care este adevărul adevărat? Că aveți timp acum, mai avem 20 de minute. A, nu, o să avem zile, ani, o să tot vorbim de lucrul ăsta pentru că USL. Sau, mă rog, această construcție politică nu se va repeta. Ea se va, la un moment dat, se va închide. Nu știu, peste un an jumătate, peste doi, în 2016, nu, probabil nu luni, nu marți. Da. Și nu, cu greu vom mai ajunge să mai construim din nou o alianță politică între un partid de stânga și unul de dreapta. Discutăm despre USL imediat, dar să închidem subiectul prefectului. Am înțeles că sunt două variante. Dacă lucrurile merg bine... Variante, a rămas una singură, una singură, pentru că n-avea rost. Dacă ar fi fost această dacă incertitudine... Dacă nu se rupe USL-ul, mă gândesc. Nu, vorbesc de singură variantă de propunere de, din partea PNL, pentru că altfel pot fi în variante. Deci n-avea rost să mergem cu două nominalizări acolo. Era o... Sigur, noi în PNL am la un moment dat... Acolo a fost făcut o propunere. Practic, atunci am fost consultați, pentru că e decât o consultare. Noi nu facem, nici nu numim, nici nu semnăm vreun document. E doar o propunere și sigur că dacă cei din guvern, din Ministerul de Interne, cel care se ocupă de această nominalizare efectiv de transfer, de împuternicire, vor să țină cont, țin, dacă nu, nu. Dar fiind o chestie de cuvânt și de înțelegere, atunci probabil că vor ține cont. De ce am mers cu o singură variantă? Pentru că cealaltă, că am avut de ales între domnul Albu și Silviu Coșa. Au fost propunerile din cadrul biroului, au fost mai multe, a rămas în ultimă instanță la cele două. Domnul Albu nu ocupa momentan o funcție publică din care să fie transferat. Dumnealui, din spus că dumnealui... Putea să-l numiți undeva. Știți ce se aude așa în presă? Faptul că domnul Albu ar fi prea apropiat de PSD pentru a fi susținut de PNL. Exclus, nu, nu. Eu vă spun, niște zvonuri care circulă. Păi, sigur că în momentul în care se dorește a se crea așa o știre senzațională, spui chestia care pare mai palpitant. Să spui, domnule, ăla nu era bun, era așa. Nu. Deci nicio bază. Nu, deci practic, deci ca să nu avem vreo neplăcere, să nu ne știți, de fapt, numai cum adică să-l transferăm? De unde să-l transferăm? Nu suntem postul. Păi dacă nu suntem, stai că punem de dincolo repede unul ca să nu mai faceți griji, dacă nu aveți unul deja pe o funcție.
Nu s-a dorit a se risca în vreun fel, atunci s-a nominat o persoană care ocupă o funcție publică, care nu și-a dorit în mod special prefect, dar sigur va face, a spus, da, dacă este, va fi nevoie, merg fără niciun fel de problemă, mă voi achita de sarcini așa cum trebuie și o va face la fel de bine. Au făcut și colegii în perioada anterioară. Ședința de guvern de miercuri nu a adus nimic nou în acest subiect. Miercurea viitoare, dacă lucrurile merg normal, dacă lucrurile merg normal, dacă Iohannis va fi ministru de interne, dacă lucrurile se vor așeza, sunt convins că se va regăsi pe ordinea de zi viitoare. Dacă nu, alte propuneri. Funcționează și Constanța cu un viceprefect, un prefect, așa, sigur. Da. Că una a plecat de la practic Uniunea. Ce era nevoie s-a întâmplat. Deci știrea a fost demis, sau mă rog, și-a dat demisia prefectul. Când se numește, nu mai atât de senzațional pentru cei care au făcut, care au produs. Da. Și în cazul celui de-al doilea subprefect, lucrurile tărăgânează, s-a ajuns probabil unde trebuia. Constanța e condusă de un subprefect. Sperăm să fie sănătos și să poată să cere subprefectul să poată să facă față zile viitoare, să nu mai ningă, să nu se întâmple nimic, ca să nu rămână. A avut noroc, domnule Dragoș, nu vedeți ce vreme frumoasă, a venit primăvara. Sigur, corect. Bun, discutăm și despre USL. Un subiect fierbinte în zilele acestea. S-a creat o alianță USD. Cum vedeți dumneavoastră lucrurile? Luăm o pauză însă și revin cu întrebarea după. Sigur. Am revenit în platou, domnul Gheorghe Dragomir, președinte PNL Constanța și deputat alături de noi. Explicați-ne și nouă, vă rog, ce se întâmplă pe scena politică sau ce înțelegeți dumneavoastră că se întâmplă? Da, pot să vă spun părerea mea proprie. Exact, ce înțelegeți dumneavoastră că se întâmplă? Este un moment delicat pentru că PNL și-a dorit în perioada următoare, într-o perioadă în care avem două rânduri de alegeri, dar mai ales pentru următoarele. Și sigur și pentru restul perioadei, cât vom guverna împreună și cât avem să ne achităm de ceea ce am promis, de sarcinile pe care le avem ca și parte componentă acestei guvernări, despre acea parte, sigur, pe care noi vrem să o reprezentăm onorabil, electoratul liberal, mediul de afaceri, cei care așteaptă de la noi măsuri de dreapta, cele care să fie stimulative pentru mediul economic, pentru ceea ce ne dă consistență și în a putea să ducem la bun sfârșit toate celelalte promisiuni, toate să leagă de zona aceea care produce venituri către bugetul statului și după aceea, sigur că cu priceperea celorlalți care știu să cheltuie, se cheltuiesc banii care au reușit să-i strângem. Și faptul că noi ne-am orientat la a duce în guvern câțiva oameni, mă rog, unul de a pleca pe un minister pe altul și să meargă în zona pe care o cunoaște și mai bine, aceea finanță, mă refer la Eugen Nicolescu, dar și la Klaus Iohannis, care sigur este un reprezentant de marcă al PNL, chiar vicepreședinte, prim vicepreședinte al partidului, un om pe care românii îl privesc cu simpatie, un om care poate să dea greutate acestei componente liberale din guvern, am făcut-o tocmai de a consolida această latură. Nu ne-am gândit de a aduce, Doamne ferește, prejudicii de imagine sau să punem în dificultate colegii de alianță. N-a fost un fel de șah la domnul Ponta? Nu avem de ce să le dăm șah celor cu care mergem împreună. Am vrut să ne consolidăm noi latura noastră și de a scoate în evidență partea pe care o reclamau unii dintre susținătorii noștri, dintre votanții noștri. Pentru că, într-adevăr, am constatat în ultimul an de zile că vocea noastră a PNR-ului a fost destul de ștearsă, de stinsă așa în guvernare și asta nu este în regulă. Este pentru că nu asta ne-am propus și nu asta ne-am dorit, nici noi și cred că nici partenerii. Dar sigur, din dorința de a ieși în față și de a arăta cât de bun ești și cât de performant tu, premier, uiți de multe ori că, de fapt, ai un parteneriat pe care noi l-am gândit echitabil, de aia s-a și creat un ACD, de aia s-a creat și cealaltă componentă de stânga cu un EPR-ul, să fie două entități sensibile, legale și care să poată să aducă un echilibru pe scena politică românească în actul de guvernare, în primul rând, pentru că despre asta vorbim. Ne mai vorbim, sigur, de susținerea largă din Parlament, care de la 70% s-a dus spre 80% la un moment dat și care îți conferă siguranța, susținerea totală pentru a putea să-ți promovezi proiectele pe care le-ai tot trâmbițat într-o perioadă de campanie electorală, într-o perioadă de opoziție și atunci când îți vine rândul să poți să le duci la bun sfârșit. Și noi am dorit să ne ducem la bun sfârșit o serie de proiecte. Și dau un exemplu de un proiect pe care nu ni l-am dorit neapărat, dar care ne-am trezit
a ne eticheta că ar fi al PNL și vorbind de aici, de zona noastră, de Constanța, și ați remarcat ieșirea și am înțeles-o de ce, a primarului Constanței, vorbind de acea inițiativă a domnului Chițoiu cu plafonarea cash-ului pe piață. Tranzacțiilor cash între persoane. Între persoane. Persoane de fizice, persoane mai ales. Persoane fizice, da, da. La juridice, hai să zicem că poate... Undeva mai... până în 10.000 de lei. Nu sigur. Ne mai putem cumpăra nimic dacă se aplică decât prin bancă. Da. Pe bună dreptate, reacția. Că este reacția firească a fiecărui om care se gândește la cum te mai poți descurca mai departe. Eu atunci am fost ponderat în a comenta acest lucru, pentru că nu aveam, n-am văzut impactul și nu pot vorbi doar a SMAF întreabă că dă bine la electorat. Dar s-au făcut, mă scuzați, studii de impact pe această... Vă ați văzut dumneavoastră nu, ceva? Aici, asta i s-a reproșat, de exemplu, ministrul Daniel Chițoiu. Că a născut pur și simplu această idee. Inițiativa lui. Nu a fost, a fost inițiativa guvernului. A fost agreată din zona domnului Voinea. Apropo de miniștri, ce culoare au. Voinea, nou ministru PSD, da. Sigur, propus de PSD, asumat și acum și înscris. Acum a înscris în PSD. Și mai are domnul Voinea multe inițiative. O să tot supere colegii noi de partid prin ce inițiative o să aducă domnul Voinea în guvern. Dar eu am zis așa. Dacă această măsură este una menită ca să ducă la scăderea evaziunii fiscale, care e foarte mare în România, și într-adevăr merită și nu aduce prejudicii economice, în primul rând, un disconfort prea mare pentru populație, pentru cetățenii României, pentru care noi am să mergem acolo să reprezentăm, să le reprezentăm interesele. Păi nu știu dacă mai sunt interesele lor asta. Trebuie să verific dacă ăsta e interesul. Deci nu al evazioniștilor. Repet, pentru aceea am face orice ca să diminuăm această evaziune foarte, foarte mare. Dar nu și acolo, nu atât de mare sau nu atât de mult, încât să le aduc prejudicii celorlalți care sunt corecți. Și atunci am spus așa, ar fi fost normal să fac cunoscut în cadrul comisiei noastre de finanțe, să discutăm dacă e oportun această lege, să spunem și noi acolo în guvern, liberalii nu sunt de acord cu această ordonanță și după aceea să luăm hotărârea, da, o aplicăm. Să fie un studiu de impact făcut, să vedem care sunt efectele și dacă este foarte bine să o luăm. Pentru că s-a aruncat în capul liberalilor că ar fi o măsură liberală. Nu e o măsură liberală. Este o măsură pe care vrea să o implementeze guvernul României. Guvernul Ponta. Nu e guvernul Chițoiu. Chițoiu a fost o parte din guvern. Guvernul se numește guvernul Ponta. USL e adevărat. Pentru că la lipsa de reacție și nu este singurul act normativ în care nu a avut reacție, domnul Crean Tonescu pe bună de plate și o serie întreagă de alți colegi au spus: avem nevoie de miniștri cu o coloană vertebrală mai puternică. Oameni care spună nu, atunci trebuie să spună nu. Oameni care să ducă să bată pentru proiectele pe care vrem să le susținem, să bată în sensul bun. Să le poată promova. Politic, da. Sigur. Și atunci și un vicepremier care să nu spună doar să trăiți. Care să fie parte, chiar că se numește vicepremier, să fie egalul premierului în această construcție politică. Cred că nu s-a speriat nimeni de chestia asta, pentru că noi venim în sprijin, venim în sensul bun. Poate de imaginea domnului Iohannis, poate, dar greșit. Din punctul meu de vedere greșit, pentru că el aduce plus valoarea a întregului guvern. Nu se va vorbi de guvernul Iohannis sau guvernul PNL. Nu, e guvernul USL. Deci dacă noi ne întărim și avem tot dreptul să venim să ne propunem miniștri cât mai buni. Deci, și PSD-ul poate să vină să-și propună schimbarea unor miniștri. Nu știu, mă gândesc, au primari buni și nealor. Noi am pus un primar, cel mai bun primar liberal, l-am propus în guvern. Poate să ia și, de exemplu, nu știu, domnul Mazăre putea să fie la ministerul... Unde îl vedeți pe domnul Mazăre? Pe un îmbrăcat, cum este așa, întotdeauna pus pe luptă. Nu, acum vă rog, sigur... Da, e bună analogia. Tot se echipează deja. Să vedem, poate are gânduri mai mari, spunea poate că la România. Sigur, da, nu, dar ar putea fi un bun ministru. Ce ar strica dacă... Acum, domnul, nu cred că dumnealui are chef să meargă în guvern. Stă foarte bine în primărie. Dar poate nu neapărat un primar PSD. Dar pot, mai au oameni buni în PSD care nu sunt neapărat. Ce vezi rău în asta că dacă vii să-ți îmbrătățești echipa din mers,
O echipă care este AUSL, repet. Păi dați-mi voie să întorc întrebarea. Ce vedeți dumneavoastră rău că USL-ul vrea să îmbunătățească echipa aducând un nou vicepremier pe domnul Constantin de la... Sunt serios. Păi îmbunătățește, aduce o plus valoare guvernului. Păi diluăm valoarea vicepremierului. Păi de ce? Ei fac totuși parte, acum vorbim serios, din această coaliție de guvernare. Ca 1% sau 4%... Păi și cum vedeți chestia asta cu 1% și cu restul? Dom'le, sunt parteneri. Parteneri cu cine? Sunt parteneri. Păi cu PSD-ul, deci și cu dumneavoastră. Sunt păi da, deci au deja doi vicepremieri. Nu poți să fii, să ai trei vicepremieri de o parte și un vicepremier. Am plecat parcă pe un echilibru. Deci problema e paritatea echipe. Aceasta, nu? Da, sigur și. Acum, cinstit, când zici vicepremier Iohannis, zici și Daniel Constantin, dacă Daniel Constantin ar fi reprezentat singur, da, singur, partidul conservator, și ar fi însemnat și partidul ceva mai mult, n-a venit nimic împotrivă. Dar când Antonescu de aici cred că a pornit, nu își dorește neapărat să fie cel care execută ordinele domnului Dan Voiculescu. Am înțeles. Deci acolo e problema de fapt. De acolo au plecat disputele, acolo au fost niște divergențe. Domnul Creantonescu și-a propus să execute decât ordinele care le primește din funcția pe care o ocupă. Că este președintele Senatului acum, că este copreședinte al acestei alianțe, unde domnul Voiculescu este doar membru a unui partid. Sau președinte de onoare. Nu este vreun copreședinte. Și sigur îl va respecta ca și cetățean al României când domnul Creantonescu va fi președintele tuturor românilor. Dar va fi respectat la fel ca fiecare român. Nu invers. Deci nu va fi nici preș în fața vreunuia care își dorește acest lucru, nici omul care să execute ordine. Nu, asta nu va face Creantonescu. Vă garantez. Vedem dacă se va ajunge acolo. Se va ajunge. Sunteți convins că acel protocol prin care este nominalizat domnul Antonescu va fi respectat și că el va candida din partea României oricum? Sunteți optimist? Nu, sunt realist. Bun, ne întoarcem puțin la discuția precedentă. Multă lume nu înțelege, domnule Dragomir, cum un ministru al sănătății poate fi și un ministru al finanțelor la fel de bun. Adică s-au terminat specialiștii în PNL, aceeași persoană poate conduce două ministere care par cu activitate diametral opusă. Sigur, o să pot explica, cred că, destul de bine acest lucru, pentru că eu cu Eugen Nicolescu de foarte mult timp, de pe vremea când era subsecretar de stat la Ministerul de Finanțe. Deci Eugen Nicolescu este finanțist. Atunci ce a căutat la sănătate? Pentru că sănătatea avea nevoie de un manager și un finanțist să le facă ordine în buget. Deci sănătatea n-a dus lipsă de medici. Și Ministerul Sănătății nu trebuie să aibă neapărat. Poate să aibă și un medic, sigur. S-a dovedit că poate să aibă și un medic ministru. Dar au probleme cu finanțele, cu gestionarea lor, cu întocmirea contractelor, cu cheltuirea banilor. Și sunt mulți bani n-au acolo, dus, da. N-au dus lipsă de medici. Medicul trebuie să meargă acolo, în spital, în sala de operație, în cabinet, nu la minister neapărat. Sigur că sunt medici suficienți printre consilieri, secretari de stat care sunt medici de profesie, dar poate fi foarte bine un finanțist, să știți că poate să fie ministru la multe dintre ministerele unui guvern. Și Eugen Nicolescu, tocmai de asta a fost atunci. Asta a fost ideea și bună. S-a dovedit și mie îmi pare rău că pleacă de la Ministerul Sănătății, sincer. De ce? Vi se pare că merge bine domeniul acesta? Nu, trebuie să jucă la bun sfârșit. Nu merge, este un domeniu extrem de greu, cred că este cel mai greu domeniu. Dar dacă vă aminte, când a prins atunci o perioadă de 2 ani de zile și a putut să-și facă bine treaba și a făcut-o, perioada este mai grea, mai complicată acum, pentru că venim după câțiva ani de criză. Nu o pun pe seama guvernării, nu mă leg de chestia asta. Dar e mai greu și reforma pe care și-au dorit-o mulți și începută în sănătate, trebuie continuată. El trebuia să-și ducă până la capăt proiectul și ar făcut-o bine. Sper, dacă se va întâmpla acest lucru cu propunerea Cristian Bușoi, care este un tânăr destul de bătăios și trebuie să-i fie un avantaj dat asta, să poată să facă față și să preia și să colaboreze bine cu Eugen Nicolescu, mai ales dacă el va merge la finanțe, îl va ajuta și îl va sprijini și îi va arăta neajunsul acestui minister, greutățile și să poată să-i continue proiectele. Mie mi-ar fi plăcut să-și continue acolo treaba, pentru că la final ar fi spus da și de această dată Eugen Nicolescu a fost un ministru al sănătății foarte bun. Erau variante
și cu alte persoane. Chiar omul s-a auzit și n-ar fi fost rău dacă ar fi fost Bogdan Olteanu. Eu îl știu destul de bine. Probabil că plecarea de acolo, pentru că acolo ar fi fost ceva în același mod cum a plecat Florin Georgescu pentru o detașare pentru 6 luni, după aceea să poată să revină înapoi la funcția de viceguvernator. Bogdan Olteanu este un specialist. Este el lucrează acum în BNR, dacă nu mă așa. BNR, este viceguvernator la BNR. Era una din variante care putea fi agreată și cred că mai putea să găsească și alte variante, dar Eugen Niculescu, repet, este finanțist și își va face treaba foarte bine acolo. Să vedem cum, ce va face acolo, dar explicația noastră pare bună. Ultimul subiect din această emisiune este o veste bună pe care am privit-o cu surprindere și eu, ca și alții probabil. România are cea mai mare creștere economică pe trimestrul 4 din toată Uniunea Europeană și un avans economic de 3,5% pe anul trecut. Suntem cu produsul intern brut undeva la nivelul anului 2008. Sunteți finanțist, vă omirat aceste cifre când le-ați văzut? Vă așteptați? Nu, dar le știam. Le știați? Păi, n-am mai vorbit și vă spuneam că e macroeconomic, România stă da, bine. Da, spunea, nu cred că vă așteptați că la 3,5%, bine, o cifrată acum, de mare. Se sigur, speculau în 3. Da, era, oricum era spre 3. Acum câteva zecimi pot apărea... Cum vă explicați această creștere? Pe seama măsurilor luate de guvernul SL sau pe seama faptului că am ajuns atât de jos încât trebuia să urcăm? Nu, n-am ajuns atât de jos. Să știți că totdeauna se mai poate și mai jos. Adică, Doamne ferește. Ferește, da. Doamne ferește. Nu, dar erau semne că vom face acest lucru. Sigur, nu s-a permis cheltuirea banilor după cum și-ar fi dorit fiecare în parte. De asta nemulțumirile încă mai continuă în România și vor fi suficient de mult de mulțumiți. Pe de altă parte, investițiile care au venit în România și faptul că, mai devreme discutam într-o altă emisiune, sigur, ce se mai produce în România? Da, se produce foarte mult, pentru că, culmea, creșterea cea mare, știți unde este? Produse industriale. Da, nu mai produc românii, din păcate. Produc străinii Produc străinii, dar produc în România. Produc în România. Salariile sunt aici. TVA-ul, dacă e vorba de România, este aici, dacă nu, sigur... Da, profitul pleacă peste hotare. Profitul, să știți că nu este foarte mare. Este componenta cea mai mică din impozitele și taxele locale din România. Și impozitele și taxele de stat și locale din România. Deci, e din păcate, sigur, procentele astea ne pot amăgi. Asta vreau să vă întreb, că toată lumea spune așa, ok, sau o să se uite și o să spună, avem ce minunat e că avem creștere economică, dar când se va reflecta ea în buzunarele noastre? Acum o să pună și ceva, mă rog, în marțea cealaltă, cei de la Fondul Monetar, de la Banca Mondială și de la Consiliul Europei, au fost la noi la comisie și timp de 2 ore... Comisia de Buget Finanțe. La Comisia de Buget Finanțe, sigur, da. Și am avut o discuție cu dumnealor vorbind despre economia românească. De fapt, era o întâlnire informală, deci practic deja își încheiaseră activitatea în România, la plecare de cele mai multe ori se întâlnesc cu comisiile noastre. A fost prima dată când România a fost lăudată efectiv. Mai puțin, sigur, partea aceea pe care o știm și noi și pe care va trebui să o rezolvăm și trebuie, pentru că avem nevoie să scăpăm de această tară, de economia de stat, de arieratele pe care le produce economia de stat și de toate inconvenientele, toate neajunsurile care vin de aici. Asta trebuie încheiată pentru că atunci nu o să avem doar 3,5 creștere economică, o să avem poate 5 sau 7. Dar ceea ce va fi și mai important și de veniturile care se mulțumesc, pentru că nu mai a produce fără și în casa, pentru că România are o problemă. Stăm prost la încasare, partea voluntară, aceea gestului economici de a-și plăti impozite și taxele, stăm destul de rău aici. Mai avem câteva probleme, sigur, aceea cu impozitarea forței de muncă, unde iarăși este o problemă. Care pare destul de mare. Pare și de aceea discuția aceea provocată, dar probabil că să mai distragă atenția așa cu cota unică din ultimele zile. Credeți? Da, da, păi eu să vă întreb, că e interesant și aceasta. S-a propus așa 18-16, dar se știe foarte clar că PNL-ul susține 16%. Noi, haideți să lămurim lucrurile. Noi am spus nu mai mult de 16%. Și e logic de ce. Păi avem Ungaria, avem Bulgaria, avem 10%. Bulgaria, cred că e, da, sub noi. Cât are Bulgaria? 10%. Și Ungaria la fel. Păi, dar nu putem să ne ducem mai și mai mult, poate, dacă am coborât, dar noi am merge pe cotă unică pentru că vrem să echilibrăm oarecum bugetul. Și noi nu o ducem rău că avem 16% impozitul pe venit.
Dacă pentru anumite categorii defavorizate putem scădea ceva, bine. M-aș îndoi că putem. Interesant. Deci sunteți de acord cu renunțare? Dar am prins program de guvernare. Dacă recitiți programul de guvernare USL, am spus da, dacă va fi nevoie, dar regresiv. Și când se poate asta. Dar cea mai bună propunere este aceea de a scădea povara fiscală pe fonduri, pe impozitele și celelalte impozite și taxe, nu cere pe venit, pe sănătate, pe CAS, pe șomaj. S-a promis acolo, o scădere de 5%. Dacă am merge acolo, ar fi cel mai bine. Și dacă am putea majora să fie, nu știu, poate anul viitor să trecem de la 5 la 10% scăderea, va fi grozav. Pentru că aici suferă România. Aici noi avem o problemă care poate fi stimulativă pentru, apropo, cei care vorbeam că vin să investească în România, să creeze locuri de muncă, să poată să crească. Da, eu, sincer, nu știu unde i-ați văzut pe acești investitori care vin cu bani încercați aici. Să mergeți, da. Încercați să vedeți cum stau lucrurile, mai ales în partea aceea da, de după vest, Carpați, Nardeal, da. Da, să vedeți câte întreprinderi sunt și care... Puteți să intrați în datele INS-ului să vedeți de unde vin și ce producție, care eu producție am spus misiunea asta. În Cluj sunt în această săptămână 1700 de locuri de muncă disponibile pentru cei care își caută un serviciu. În Constanța sunt 101. Noi vorbim despre Constanța. Partea aceasta pare moartă, să înțeleg, nu? Din punct de vedere investițional. Pare, da, și mie îmi pare spus de rău, pentru că aici sigur că ține și de ce poate să facă și administrația locală sau, mă rog, componenta politică care poate să decidă și poate să facă mai atractivă zona. E importantă, da, partea aceasta. E foarte importantă. Sebeșul pentru... atrage investiții de 1 miliard de euro. Sebeșul, parcă, da. Da, un Sebeșul, orășel sigur. Mici. Păi, da, da. Mic, scuzați. Dar să știți că asta acum că ți-a dus vorba și că s-a tot pus întrebarea asta, de unde? Și atunci au început să sape de unde. Dar să știți că acestea au apărut de mai mult timp. Sunt întreprinderi care produc, întreprinderi de 200-300 de persoane, de muncitori, dar care au salarii sigure, care sunt firme venite din Germania, foarte multe, care au ales zona aceea pentru că e și aproape de vest, să duc mai ușor către exportul care îl facem către acele state. Da, în Constanța, vedeți, în viitorul apropiat, îmi doresc, măcar. Deocamdată îmi doresc. Că vă doriți, dar păi... nu se întrevăd, nu știu, șanse investiționale aici. Eu cred aici. Că da, așa câteva informații am că și-ar dori să vină. Sigur, este pe zona aceasta, zona portoară care poate fi dezvoltată mai departe. Se pare, nu știu dacă ați ajutat dumneavoastră acea informație, că s-ar putea construi un avion, un aeroport pentru avioanele, scuze, pentru avioanele de mărfuri în zona Gigea. Nu, n-am auzit, dar știu că și ăsta pe care l-avem aici la Cogălnicianu e vai de el. Nu, vorbim de, de investiție privată, investiție a chinezilor care se ridică în jur la 3 miliarde de euro, care poate să se întindă pe vreo 1000 de hectare. Deci dacă ar apărea un asemenea obiectiv, deodată vă dați seama că s-ar crea ceva super. Sigur, sigur. Și nu ar fi singurile investiții care probabil că sunt țintite. Zona are potențial. Acum, am spus de o parte, este ceea ce oferă zona noastră. Deci, e vorba de cât de calificați sunt oamenii, felul că au acces la căile rutiere. Am înțeles. Problemele sunt destul de complexe și suntem chiar pe finalul emisiunii. Asta 10 poate secunde. Fi o altă temă de emisiune, este, pentru cea mai abordabilă interesantă. Din... Și în punctul meu de vedere. Bun, ultima întrebare, mai sunt 5 secunde, luni, mai avem USL sau nu? Din punctul meu de vedere, cred că da. Bun, mulțumesc pentru prezența în emisiunea, domnule Dragomir, mult succes luni. Mulțumesc și noastră că v-ați uitat, rămânesc România TV.